Rugbiștii moldoveni au început pregătirile pentru meciurile cu Norvegia, Danemarca și Finlanda din Conference 2. La terenul federației s-a disputat prima etapă a Cupei Chișinăului cu participarea patru echipe. Sporting ASEM a debutat cu o victorie clară, 94-0 cu Blue Marine. Sergiu Vicol a înscris cele mai multe puncte, 24 la număr. Orice jucător își pune ca scop să marcheze cât mai mult, dar este și echipa. Trebuie să lucrăm toți împreună pentru a câștiga. O să ne străduim, o să muncim asupra noastră și cred că o să reușim. UTM a întâlnit-o în primul meci pe Concept, formată din jucători de la trei echipe, Concept, Tiraspol și Soroca, care sunt axate mai mult pe proba Rugby 7. Având un lot mai omogen, UTM s-a impus cu 55-15. Jucătorul care a acumulat cel mai multe puncte, Constantin Leahomski, a văzut și cartonașul roșu pe finalul partidei. Un meci în forță, ne-am pregătit. Echipa în mare parte a fost inclusă de jucători de experiență. În componența formației Concept a evoluat și medaliatul cu bronz al ultimului campionat european la sambo printre juniori, Egor Neciporuc. El a jucat alături de tatăl său, Serghei Neciporuc. Отец играл. Я очень часто был на его соревнованиях, и мне очень нравилось, как он играет. Вообще вся эта жесткость, мне это нравится как борцу. И поэтому я как бы начал заниматься. Pe 13 martie se vor disputa partidele Concept Sporting ASEM și Blue Marine UTM.